Nu înțeleg despre ce Șurubiul. vorbești. Despre... E când mi-a furat copilul, m-a dat la alimente, înțelegi? Te referi la fosta soție? Da, m-a dat la alimente. Și judecătorul este care mi-a luat copilul și la ei m-a pus la alimente, înțelegi? De aici Ok. e în cau... de aici e în căutare internațională, de aici legea îmi spune că eu am drept să particip la creștere, la educație, se aud în fiecare zi și prietenii are și ăsta, dar de ce eu îți plătesc alimente și copilul nu știe, înțelegi? Și eu m-am luat drept de ăsta, ei nu m-au făcut hotărârea și la, chiar la 9 zi, gata, îmi vine scrisoare, eu luat-o la executare. El n-avea drept, e după 15 zile trebuie să o iei la executare. Înțelegi eu nu? De ce? Ca Eu am... să poți să o contesti sau de ce Da, vrei să... eu avem dreptul să o contest. Da, asta e și prevăzută de Curtea Constituțională. Și mi-a anulat-o numai din cazul că s-a implicat avocatul poporului. Deci nu, să aici cum omul e că cum merge, nu anulează, e că așa nu anulează, ești gata. Dar cine e executorul care a încălcat așa regula? Zodrojniuc Liliana. Așa o cheamă, da? Da. Și acum fișorul îmi pare că Alexei Zodorujniu. Eu avem încă la Chișinău, ca tare, la Curtea de Apel, o judecată cu dânsa. Cu asta, că s-o oblige să îmi pădească moralul ușierba să fie. Dar de aici fișorul îmi face decizii. Dar fișorul și tot executor? Fișorul sunt judecător. Am un Oho! nou la... E judecător nou, omul la Florești. Și tu te Și judeci cu mama lui, cu da, executoare cu mama lui, dar el te judecă cu nevasta, sau ce dosar da, ăsta? el face hotărâre și face hotărâre tot lui nevastă, cum a făcut și măsa lui nevastă, înțelegi? Asta e conflict de interes, și e zverică interes, ei amândoi sunt cu dânsa, Dar până înțelegi? ai invocat asta în instanță, în ședință? Eu de mi eram la Isava, aici trebuie să-i înțelegi, eram în În România. București. Da. Dar parcă ai lăsat avocat să te reprezinte, nu? Ei, educație de stat, așa tare, îți dau istăți la o mână acolo. Ei se apără unul pe altul, domnule, și chiar n-ai observat la noi în țară și ei. N-am Ei observat. fiecare, eu destul de ghine am văzut cine și. Și cum e că ai văzut de asta, cum îi zice, Liliana Silvestru. Asta în față, în sus, că eu lucrat acolo cu care procuror adjunct am și încă una, Adriana Popescu, care advocat mie. Fie faci hotărâri, că nici ei n-aș le fac hotărâri împotriva lor. Oh, legea ca să este, eu nu știu, eu aici sper că aici și bă legea, aici orice caz e altfel, nu-i ca acolo. Dar și ai invitere, și aici în România tot inițiezi proceduri. Nu e ca cum cu se întoarce copilului. Dar cum? Copilul trebuie să ne întoarce, ori nu? Da, și ei tot cetățean român sau în ce bază? În baza că conform convenției de la Haga, copilul trebuie și separat, dar eu sunt cetățean aici și Arina e copilul meu. A, Eu trebuie deci și pe, timp și... doar pe baza faptului că ești cetățean român, vrei să invoci convenția de la Haga ca statul Da, român să da, te da. apere și să-ți Da, apere da. copilul. Și aici s-a uitat advocatul și a spus că spate și de el și apucat. Și este fix așa, e văzut acolo, el a dat ca eu. Așa, nu, și eu a spus că la Acu cealaltă da, atamană mi-ai înainte. povestit un caz asemănător chiar din România, nu? Da, care acum, pe dânsul ăsta, dar vezi cu epidemia asta și nu s-a mai dus, dar cred că mostre să-l evite. Eu găsit, eu dat advocat de acolo, statul italian, eu dat traducător. Și da, aici e încălcare foarte mare aici la mine, se încalcă drept copilul, dar la mine l-au încălcat judecătorii, în primul rând cei cinci. A cinci au încălcat drept copilului, în primul rând. Și Cum ai în e vedere, presupus? care cinci? Cu spremă, când i-o dat cu traiul la mamă. Ai, complet de cinci acolo. Da, ei au știut destul de ghini, pentru că ei judecă nu numai un caz are așa, și trebuie să privadă. Când privez un om de libertate, dar pe degeaba, cât ei trebuie să mă privat pe mine pe degeaba? Cum e că eu încălcat drept copilului? Cinci judecători. Te-a văzut om simplu și s-a gândit că n-ai să te plângi la CEDO. Numai așa. Dar Numai așa și... ai cerut revizuirea deciziei cele. Am cerut.
și ne-au dat că îți dau cum și am la prima instanță, înțelegi? Ei tot așa am s-au bazat că îți dau la prima instanță, că sunt probe noi, că eu n-am aici, în baza la asta, că ești un copil, că se-mi dă înapoi. Și judecătoarea asta eu în fața mă, i-am spus cu doamna Nicorici. Eu i-am spus, fătu și vrei, dar copilul să ne-l aduci. Tot Nicorici, tot Nicorici examinează și revizuirea? Tot e. La noi așa e, la noi e țara de minuni. Și ca tare, după lege, e revizuire, trebuie să revizuiască tot acela care a făcut. Am înțeles. Problemul nu-i fac. Ca tare așa după lege. Am înțeles. Da. Ia ca la mine, la revizuire, la Chișinău, când am dat, pe itinerare, 5 ori învârtit calculatorul și ala, până noi cicat același complet. 5 ori, că de la magistratură și-o nerează. Și bă, dar tu cât e, domnul Clim, atunci acolo. Și zic, dar tu cât e revizuire a avut? Eu zic, încă una n-am avut. E toată mână, toată mână, toată mână. În dosarul și-a știut să-l doar vereșii. Dar ce ai revizuit? Același dosar, aceeași decizie, ai cerut revizuirea și la Curtea de Apel? La Curtea Supremă. Pentru că apelul eu n-aveam, apelul mi-a dat în favoarea mea. Mm. Apelul a făcut dreptate. Și ai fost de acord? Nu, dar cum, dacă mi-a dat copilul cu mine? Pe ei, nu, dar pe, așa, după lege, așa trebuie să dă, ei n-avea tip să nu încalce revizuită. Ei să nu dat mie până încalca și apelul. Pentru că, înțelegi, este negru pe alb scris. Că copilul până la 10 ani rămâne cu părintele care e atașat. Cum puteți și atașat de lege, așa spune? Dar ai mai comunicat cu nevasta, cu fosta nevastă? Nu, mă, e ca atunci când e trimis așa, e de atunci eu glas nu e mult. Atunci când e are că mă așteaptă carabinieri. Dar eu i-am scris, am i-am făcut un site nou, un Viber nou, și am trimis, i-am spus pe mine, mă așteaptă carabinieri că să-mi întoarcă copilul. A scris, sânii că deșteaptă, noi totuși suntem proști. Dar n-ai cerut pur și simplu fa, nevastă sau cum o cheamă, dă-mi să vorbesc cu copilul. Domnule, ei n-ai și ei ăsta. Deși, iacă, ei, deși nu ies, dă-i o replică. Ei nu ies, nu vrea să dă-i replică, i-am propus. Apoi că așa și copilul, ei spune copilul nu-i furat și gata. Dar eu n-am acces la copil. Ei au publicat la a doilea lună când copilul era acolo, copilul a scris că îi spune tatălui moșul ei. Ei mi-ai spus asta, da, moșul ei, cum lui moșul ei, lui soțul ei. Dar păi moș cum soț, el e mai mare ca tatăl. Dar nu contează, e soțul ei actual și e tată vitreg pentru fată. Cum erai dumneata tată vitreg pentru primul ei copil, tot așa și el e tată vitreg pentru de fapt, primii mine, doi copii, poate degrabă să aibă și copiii lor. De fapt, pe mine el nu mă interesează tare că e cu dânsul era încă de când fetele și el, Doamne ferește, atunci spune că eu am văzut ei în Facebook ăsta. Când am mors sunt scris. Dar Dumnezeu cunășească și mai ușor pentru poliția o găsească, dacă să scrii. Moldova nu o găsește Interpolul, s-a schimbat locul. Eu nu știu chiar cum s-o cauți, s-o găsește, deodată o găsit o puterea mea acolo, cum am ușit acolo, cum gata, nu o găsește, s-a schimbat locul. Nu cum, ca schimbi un copil din grădiniță. Eu e ca asta nu-mi vine, Interpolul și nu o găsească cu mine. Așa de mântuială lucrează poliția italiană? Nu prea cred. Nu, la noi de mântuială, nu poliția italiană. Dar cum? Pentru că eu așa mă gândesc că Italia n-a să le ieși complice la furat copilul. Zici că Italia, dacă nu îmi dă, ei participă la furt copilul, ca să-i furt pe copil. Uh-huh. Ministerul nostru, Ministerul Italia are comun acord. Și categoric nu putem fă de eu făcut, eu nu știu, azi idem încă acolo și acte au făcut și-o dat copilul fără voie mea la grădiniță. E, dar covinția și ei de la Haga cred că e semnată și de Italia, și de România, și de Republica Moldova. Da. Pe care vă spun că din partea la șeșa să este. Eu ți-am spus de cazul din an, care l-a nu te-ai dat pe internet. Tatăl român a dat la Curtea Europeană. Fix așa caz ca la mine a fost. Acolo numai tata a luat copiii și a dus pe psihotare. Are 5 ani eu ținut. S-a dovedit că el 5 ani, eu programat copiii, eu cum eu zombat, eu traumat psihic 5 ani de zile și nu-i spui mamă, că mama era. E ca fix la mine, eu 2 ani și 2 luni am de când copilul nu grăiesc cu asta. Nu știu, și dovadă mai trebuie, e copilul nu ne spune. Că spune că o numesc, dar eu la când sunt nervat, la asta și trebuie să-i spun. Că Felicica, eu te iubesc, tu ne spus copilul, nici dar eu te iubesc. Așa trebuie să-i spun. Eu nu știu, și om ar spune așa când se moară pentru copil. Eu când am murit, eu e cată reanimație. Eu așa o sutcă reanimație. Eu așa nu putem trage aer. Doctorii, medicii de la noi de Moldova s-au spărit. Eu pus-o în oacă așa în gât până la... Am mă, până la ăsta. Până la Florești.
cu noaptea 600 ca 600. Și nu m-a cerut bani la mine. Și e ca 60 de mari cu plată. Eu nu știu cam de ce n-a cerut bani. Pentru că o știu tăți că încă și judecătorul șteți, nu știu, eu încăcată situația aceea. Bun, Sergiu, hai să n-ajungem să comentăm comunicarea ta cu fosta soție, că păi știi că am o părere dură și critică. Ne oprim aici, dacă vrei, că mai am un interviu. Mulțumesc pentru încredere, am înregistrat și o să public acum. Nu, eu vreau să încă spun de asta, domnul Oleg, despre domnul advocat ai, care domnul Guțu e cumpliciu. Domnul Guțu are, numai eu știu, vreo 6 copii, avea duș. Și el e cumpliciu, că și la copii și care duș în Italia, tot el. La domnul Vitalic Bădărău, dacă ți-ai minte, copiii, tot au dat un interviu la dumneatale. Nu ți-am minte. Bun, dar ce înseamnă complici? Că el le-a dat idei cum să evite controlele vamale sau ce? În ce fel el, nu, complici prin Curtea Supremă. Din Curtea Supremă a făcut că idei sunt cazi și... Dar pe asta e... Copil. Asta e obligația avocatului să-și apere clientul sau clienta, nu? El a făcut tot un interes profesional, nu cred că a falsificat documente. Domnul Oleg, înțelegi una. El, da, el trebuie să apere clientul, dar nu prin motiv că se încarce drept copilului. Dar el zvede cu ochiul liber cu ca drept copilul, da? Și apăsând de fosta soție, lasă-i măcar să trăiască de soapere. Cum încălca da. Drept copilului? Instanța o decis. Dacă nu mai trăiți împreună, v-ați împărțit în jumate, nu puteți stai copilul în jumate să-ți dea ție jumate și ei jumate. Eu zic că copilul rămâne cu mama. Dacă ți-l lăsați ție, aveți zic că ea încalcă drepturile, nu? Da, cu mama. Dar unii rămâne cu mama? E că asta e întrebarea. Asta da, el știu, el nu, el destul de gine știu tu unii. Pentru că și instanța a spus că el, judecătoarea o treabă, Mațela Snicoric, să faci și că-i proasă, odată la instanța a spus că, nu, cred că nu mie, cred că la altă judecătoare. Eu întrebat unde lucrez, că numai la o ședință s-a fost atunci și s-a întrebat-o. Eu spun că e tare, eu spun așa, deci eu nu lucrez nicăieri. Dar pe ce procesul verbal al ședinței și verifică chestia asta? Și-o întreg pe judecătoare, că ea poate să zică orice. Cere procesul verbal, înregistrarea audio eu, și verifică. În primul rând, schimbă copilul. Deci cu dosarul penal despre scoaterea copilului din țară. Mai până de că a ajuns în instanță, nu a ajuns. E murat. Nu găsesc. Și când asta că e grădiță, ei așteaptă treacă că e grădiță. Da, ca să o audieze. E suspendat, da. Am înțeles. Nu, ca să o prindă când astea grădiță atunci să o aduc. Păi să o aprindă întâi și să o bage în interviu sau interogatoriu, cum se zice. Că deocamdată înaintez în vinire, dar poate are documente doveditoare, nu? Și al mai interesant, una, că i-au avut catare procuratură de la... Deci ești odată judecată. Advocatul e cât nu plânge, o sus planul nou e vine. În judecată ăsta. Și nu i-a dat cu arest și mă dus. Înțelegi că el cât nu plânge, că ăsta așa de aici și de și râde. Dar judecată nici procurorul mi-a spus că el cât nu plânge. Și procuratura asta e de cine, că trebuie să mă iei și pe mine, să plânge eu, că poate vă tămat, eu trebuie și eu acolo. Nu ce, ia ca și ăla, noi, plânge și spune că e vine, ei i-au dat câteva mii de euro, și nu ești nici 6 mii de euro, tot aș plânge. Dar aș plânge o sutcă. Ce știi? Eu aș plânge o sutcă și nu ești euro cum era tine. E clară părerea dumitale. Dar asta nu-i părerea, asta așa și este. Nu, e adevărul în ultima instanță. În care instanță? Care instanță care nu-i dreaptă? Nu, cum? Sergiu, cum decizia Curții Supreme e decizie definitivă și are efect de lege. Se execută și nu se discută. Nu, e că una nu trebuie, domnule, cum e definitivă dacă ei m-au dat revizuire să facă prima instanță? Nu, cum posibil? Definitiv posibil într-un dosar penal, într-o istă, dar aici nu e definitivă. Și în dosare civile tot e definitivă decizia Curții Supreme. Pentru ce mai există Curtea Supremă? Nu scrie în decizia aceea la final definitivă și executorie. Eu ce știu acum nu te înțeles, dar bine, e definitivă. Acum, eu n-am treabă la copil, dacă au făcut definitivă. Nu, asta e altceva. Deocamdată, prin decizia instanței, copilul e în custodie mamei. Mama să răspundă cum a scos copiii din țară fără acordul tatălui. Asta e altceva. În satul Putinești și nu în altă parte. Pentru că eu am tot o hotărâre. Nu poți să legi omul de glie, de sat, că nu-i, cum se cheamă, eu bag... rob acolo în satul Putinești. Poate să mute unde vrea, putea să vină la mine la Pepeni, la Trușeni, putea să ducă în satul ei din Italia. E unii poți duc unde vrea, dar copilul are a doilea părinte. E poți fac și vrea
criză emoțională. Ei pot să șadă, să doarmă nici cu trei undeva. Dar aici este un copil. Unii copilul, am dreptul și eu fix ca dânsa. Îs doi copii, că ea mai avea un. E complicată situația, să vedem ce o să zică instanțele românești. Înțeleg că te adresez, nu știu, parchetului, Ministerului Justiției, instanțelor de judecată, să vedem ce o să zic avocații și sperăm să ai vara asta vești mai optimiste, mai bune. Mulțumesc, noroc! Ha, noroc!